Scene teribile luni după masă în centrul Devei, în intersecția semaforizată de la piață. Un autoturism care circula regulamentar a fost lovit frontal de o altă mașină, condusă de un tânăr șofer începător în vârstă de 20 de ani, deloc din județul Mehedinți. Mai exact, șoferul din Mehedinți venea dinspre Viile Noi și, în intersecție, nu a acordat prioritate celuilalt autoturism care circula dinspre gară. În urma impactului, ocupanții autoturismului care circula regulamentar, un bărbat de 35 de ani, soția acestuia de 34 de ani și copilul acestora, toți din Rapoltul Mare, au fost răniți necesitând îngrijiri medicale. În acest caz, polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Din primele cercetări se pare că tânărul în vârstă de 20 de ani din județul Mehedinți a pătruns cei drept pe culoarea verde a semaforului electric, însă în momentul în care a încercat să vireze stânga, nu a acordat prioritate de trecere unui alt automobil condus de un bărbat în vârstă de 35 de ani cu care a intrat în coliziune. Din păcate au rezultat și victime în urma impactului, respectiv bărbatul de 35 de ani, dar și o femeie și un minor din autoturismul condus de acesta au avut nevoie de îngrijiri medicale. În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Niciunul dintre cei doi șoferi nu consumase alcool înainte de a se urca la volan, așa cum a reieșit în urma testelor făcute de polițiștii ajunși la locul accidentului.